Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. M-am trezit și eu, este ora 2, dar am stat toată noaptea pe TikTok, fraților. Ce vreți, până dimineața? A trebuit să dorm și eu. Sunt praf de oboseală. Uitați aici. Patroane, mă îmbrăcam. Oameni, lasă că mănânc. Hai mănâncă și tu singur cu mâncaie. Tatăl tău îi pusei acolo. Ai mâncat singură? Da, singură am mâncat, cu cât. Nu pot să cred, că te vine în coa. Eu deajaba mă mânc ce să vă fac. Păi... De-acum înainte mă duc la Poiana Brașovă și stau. Păi dacă noi dormim... Oamenii nu veni la lucru. O să le dau la poliție. N-au venit? N-au venit, mă mint. Vezi? Ia ce-a făcut patronul de mâncare? Da, după ei și rubin. Oh. Da. Rânză, ce-ai făcut, om? Mâncare de cartofi, mâncare proaspătă cu... Uite, spun aici. Nu, că nu mănânc, mănânc rânză atât. Ia hai, nu pune de la. Ia mănâncă ce vrei. Stai jos, Cătă. Am văzut că cânta Adrian Minune acolo pe live. Da, stai jos. Uite. La Danone. Să-ți spun. La... Mănâncă. Da, la Danone. Am făcut roșii de grădină, am dat 700 de vite roșii. Ia de Cătă un cuțit și pâine. Un cuțit și... Nu te iai pâine pe la leu, nu pui la leu acolo, nu te iai mai de pâine. Nu mănânc mămăligă? Nu. Și ce ai făcut patronul? Hai. Astăzi. Ce am făcut, uite, numai acolo la piață, am filmat și eu. Georgi nu te iei deloc. Unde-i Georgi? Georgi stă în patru, stă pe TikTok, s-a învățat. Păi da, patronul, e oboseală TikTok toată noaptea. Da, toată noaptea pe TikTok. Păi și eu am stat. Da. Ce face cu TikTok-ul ăsta? Nu știu că vă nebunești. Ne-a nebunit? Barem tatăl tău nu mai judecă capul lui. A, tata e cel mai prezent dintre da, toți. Da, uite, cumpără două butelii, s-a dus cătă, li le luă ieftine cu un milion. Vezi? Păi ieftin un milion butelie. Păi da, că un zi e 3-4 milioane. O butelie? Ilie, tu nu mănânci. Ilie, hai la masă. Vine Georgiana cu ea. Cheamă pe Georgiana, pe ușcă. Ai fost sus? Da. Și ce ai zis? Mănânc și o rânză asta. Ia mai redui părădăi să-mi dau, ia mai redui părădăi. Câte e loc, mă? Unde iau? Din coș, de acolo, că am dat 700 de mii pe roșii. E 100 de mii chilo. Băi, Ilie, ia de-și tu sare, mă, că suntem la tine la bucătărie aici. Uite, strâmbește, nu mai pica când suntem la bucătărie. Dă-i sare acolo. Am treabă fără. Îl știu că ai treabă, da. Așa, Ilie, bravo, mersi. Mănâncă și Ilie când mănâncă lumea. Hai, Ilie, mănâncă. Da. Hai, mă, Ilie. Hai la brecăt. Cătă. Bune. Ce ai mai făcut, mă, omule? Tatia, nu vine, bă, și David. Păi, vine acum, ce zici aici? Ce zici aici de live de seara? Am dat o butelie, ultimul model. La ragaz. Mie mi-a făcut papi cadou butelie. Papi, ți-a făcut cadou butelie? Bravo că ți-a făcut. Da. Bravo. Băi, Cătă. Da. Stai tu acolo ca să poți să te văd pe cameră. A, nu trebuie. Hai să curăm și ori TikTok-ul, Cătă, pe care îmi stă în grob. Cătă mă ajută, vezi? Alex! Am și eu rugăminte la tine, să vin să mănânc. Și eu aseară... Deci patroana aici mi-a făcut micul jun. Da, micușul. Micușul cu rânză. Dar mama, ce făcui când face mama ta? Jugrăvește acolo? Nu, a jugrăvit în spate acolo. Și de ce n-ați fărâmat ăla? Păi să vină oameni, noi îl fărâmăm. Să vină oameni să-ți facă o cămară acolo. Aia, când am luat banii, vedem. Zi-mă. Da, da, și am intrat și aseară pe TikTok, am văzut live-ul ăla lui Adrian Minune. Ai văzut? Da, cu melodia, am intrat exact când era melodia aia, cu țiganii vorbesc. Când eu am de toate. Ai văzut, Danone a dat dedicații TikTok Univers pe melodia noastră? Ce-a da, am văzut. Pe melodia lui tata? Da, ce-a făcut? A dat dedicații. Este o melodie foarte tare. Și ea nu intră la noi deloc. Intră, patroană, lasă-o, ce ai cu ea? Să intre și la noi. Păi vorbește cu ea, legătura cu ea. Foarte frumoasă melodia. Pe bune. Care-i mișto? Da. Unde-i telefonul meu?
L-am încărcat. Poți să-mi clari și mie TikTok, să vadă lumea. Da. Și a făcut curat. Da. Da, mi-a făcut foarte mult. Ba. Olga? Olga s-a zăpăcit. S-a zăpăcit, Olga. Hai, tahabe. Ia vino. Cătă, mănâncă și tu, mănânc singur. Eu am mâncat. Am mâncat, eu cu el. Da. La noi mâncăm pe el, nu mâncăm toți grămadă. Anca oficialul, unde e? Anca oficial este acasă cu Darius. Adevărat? Da. Până să pleacă Cătă cu noi, să plecăm la Brașov, să gata, să facem bani. Să nu mai stăm acasă, să ne adunăm echip. Da. Patroană, lumea se duce în vacanță, noi ne ducem să facem bani. Până-i vacanță acolo. Unde? Unde plecăm? Este vacanță și lucrați. Tu vacanță ce tu cu mama ta. Păi da, și lumea ta împinge bani. Vezi cum suntem noi. Noi în loc să ne luăm și noi vacanță vara, omul sărac, noi trebuie să muncim. Bă, omul sărac nici voi nu treabă. Vacanță cerem și Olga cere vacanță, tot distracție. Lumea a plecat în străinătate, a plecat să facă bani toată lumea. Păi numai proștii muncesc, patroană, noi trebuie să muncim cu capul. Nu mai spune așa, frate. Mă, Cătă, ce-i cu tine? Ce-ai zăpățit de trucea, zăpățit oficială? Păi, dar ne-am săturat, patroană, să muncim cu te-a zăpățit oficială. Păi, casă, ai masă, ce mai vrei? Păi, casă, ai masă. Tot nu se vede. Trebuie să muncim cu capul, patroană. Dar vezi, domnii, dacă a muncit, a dus să-și iasă galbene acasă, mă urmă. A dus 8.000 de lire. Ce mai vrei? Lasă că Tomii se descurcă oriunde ar fi. Tomii se descurcă. Tomii vieni. Bani din piață. Și de la pușcărie trimite bani acasă. Da, adevărat. Băi, Cătă, băi. Păi nu? Și Pintea, fratele tău, ce gânduri are? Pintea nu vrea să apară în peisaj, n-are treabă cu nimeni. Păi ce face cu viața lui? El stă liniștit, doarme toată ziua. Tot liniștit vrea toată lumea, tot dormit. Doarme. Tot somn vrea toată lumea. Uite, Leon nu mai dorme deloc. Toată noaptea pe TikTok, să-l duce de aici să nu mai facă TikTok. Că l-a zăbăcit TikTok-ul Alin. Azi dimineața s-a până la 5, 6, 7. Păi bine, Aline, așa ceva. Ce vrei, să zăpăcească? Să se ducă la control și pe urmă iar să-l facă treabă, să-l ducă, să-l dirigeagă. Trebuie să-i tragi necul din priză. Ai? Să-i tragi necul din priză. Păi are pe cartelă, mi se pare. A, da. Numai era net, a plătit netul pentru noi și el avea pe cartelă. Da. Dar era mors fără net. Da, ne eram. Și așa la mine nu prinde, dar nu puteai. Și uite-te și la Leo ce-i mai trebuie. Hai mă, mănâncă-și tu cu Alin. Roșii, crataveri, macar. Elie, nu mănâncă. Nu mănâncă nici Elie. Alin! Dar budeală unde ești? Înăuntru. La mamă sau înăuntru? Înăuntru. Ăla nebunit cu jocul, se joacă toată ziua. Da, mamă, mănâncă și tu râză, uite, oameni. Wow. Nu cu TikTok-ul. Pite roșii, că... Mă, hai la masă! Mă, dar, frate, te cu mine. Ia teamă. Nu e acasă, Leonardo, în cameră la mine. Cu la unde la Aline, avem? Păi știi, aia. Doamne. Da, aici s-o s-o. Mâncai ouă, tigaie de măsăturai, că l-a stornat, tata te le-a aruncat toate ouăle. Și era ouă de cată așa. Georgiana ți-a spart toate ouăle pe mașină. Da. Era provocări. Și de năcață nu mai le facă, mă băgai în tigaie. Da. Ce pură e din carne, din găleata seară, dar bine că a fost sărat. Că dacă e sărată, ține. Mi-a fost frică că nu e sărat. Cum adică? E oare sare. Aha. Dacă e sărată, ține carne. Ce vrea, mă, dar nu e sărat așa, nu e bună. La mea e sărat. Mâncată, patroană, mâncat. Mulțumim pentru masă, am mâncat rânză, roșii. Patroană.
Dar trebuie ce ești pe ea să mă numai. Mă duc să-i trimit. Hai? Să-i trimit acum. Mă trebuie pe Ioana. Ilie, du-te și mănâncă. Am mâncat, băi, cu patroana, că m-a sunat de 1.000.000 de ori. Eram în baie, în duș și a sunat. Să vin la masă, să vin la masă. Și a trebuit să mănânc și acolo. Acum trebuie să mănânc și aici. Bună ziua! Bună ziua! Unde e Mihaela? Miha, te caută patroana. Să mănânci la masă. S-a făcut un cuzun. Nu merge becul. A? O cheamă la micul jun. Pe Miha. Facul care eu fac. Pe da. Ia. Cu ce vrei să vorbești? Ce face Alexandrescu? Ce? O sun. Nu știu, s-a dus în casă la el. Alex. Poftă bună! Eu am mâncat la patroana o felie de râză. Cine mănâncă bază asta din tu? Care bază? Cu coase, cu ce-am făcut aceea. Păi stai așa, te-ai făcut bază felită cu bază salată? Uite, are de ce coase, ce sucurițe. Felită e? Da. Hai că mâncăm puțină bază. Cu bine copii. Nu mai dați nimeni, da? Nu mai. Păi să vină, să vină. Și să vină toată șatra. Ca să vină la masă. Ia cânta, Alexima. Nu vrei să te faci cântăreze manele? De ce? Nu. Hai mă, Alex. Nu. Dar ce vrei? Rapper, trapper? Rapper, doar rapper. Hai mă, manelist. Nu vrei, a? Nu, că am un motiv pentru care vreau să devin rapper. Am un motiv, eu nu vreau să devin așa pentru bani sau ceva. De fapt, mai mult pentru bani, că sunt sărac, dar... Cum adică? Așa, motivele mele. Păi de ce nu faci... Tu ai canal de YouTube, știu. De ce nu faci vloguri, să faci bani, să investești în melodiile tale? Pentru că banii, eu odată pe lună. Pe o dată pe lună, dar o dată pe lună bagi banii în melodii care îi faci. De ce nu mai filmezi? Yes. Doamne, eu am mai pus de viață, dar mai pun acum. Am pus în ea. Miha. Copii, nu mănâncă. Patronul te chema la micul jun. Să servici micul jun cu patronul. Pe unde, de unde cărămizi? Nu știu, trimite-o pe mama la micul jun la patronul. Da. A făcut niște... A făcut rânză cu ouă. Ouă? A mai avut 5-6 ouă, le-a pus pe toate în tigaie, de frică să nu le ia Georgiana să le spargă la provocări. A spart toate ouăle de casă. Și nu vreau să fac o idee cu ouă acum și mai unul. Păi trei le-a luat Mihaela. Păi le-am luat eu că mi le-ai cerut tu, că te-i aduc. Da. Și acum ce le-a dat să fac cu ouă? Am zis că mai rog să-ți fac pâine la copii. Trebuie să mă duc să cumpăr un carton de ouă, cumpărat de promocări. Așa erau de casă, Alide, nu erau de alea. Da. Acum suntem în panică de ouă. Ce faci cu ouă? Eu să filmez. Să facem ceva. Bună. Bună. Mă duc să-i chem, vreau să-i știu să luăm. Cheamă copii. Mă. Varză călită. Sau varză belită. Wow, 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 vă place cum arată. Costițele alea, ciuciu, ciuciu ăla, ăsta mi-e merită tot banii de mine. Cum e lucra manual, mănușile, gros, nu vreau să-și așa ceva. Păi și-o de alea, mă, că le-am văzut. Nici ăla de inox, niciodată. Deci, prieteni, suntem la dublu micul dejun. Bine că ne-ai luat cărții să avem lucrul nostru. Lucrul nostru e al nostru. Păi și ăsta, da. Și tu ce-o afară, și afară, am ligheanele mele care mi-am cumpărat, și postavă mare, și ligheane plastic. Lucru tot. Dar așa că să nu mi le ia prin spatele, pe aici să le pună. Avem vasă calitate. Da, uite-o, mă. Să nu le pună prin spate vasele. Uite-o. Pe
Îl pui și varză și călită. Ăla e piept de pui. Salută și tu fanele lui Anca. Bagă, bagă, poftă bună. Davidelu, mă, șobolane, mă. Hai să mănânci. Lasă răcească. Nu, galbi. Muștar puțin. Nu, muștar e cu cânați, nu cu varză. Tu? Cânați sunt tigai. Ia, uite, tu trebuie să mănânci salată de asta de slăbit. Asta era de slăbit. Bunica, mi-am luat 3 roșcoi. Bravo. 2 roșcoi sunt normali și 1 roșcoi sunt culman. Culinan. Culiman. 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 Și ce m-a întrebat patroana? M-a întrebat patroana unde e Budihal? Adică de Leon? Te-a schimbat numele. Da, e acum. Păi el o striga pe Beatrice, cum a zis? Patrița. 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 O striga Patrița. Hai la micul Zoom, copii, poftă bună. Da, ursul. Hai pe ursul. Minusul din ce tabără să mergem. Hala, Bibi! Iala, iala! Da, Bibi, iala, iala. David, pofte bune! Bunica, dă eu și mie panta. Ăsta e a mea? Da, bună, stai așa, vreau și tine. Ăsta e a mea? Am cu iala. Iala, e de bună, iala. Hai să pun și o de-asta, să mănânc de așa puțin. Ce zice? Nu, mă, chiar dacă ne trebuie o ramă poastă de ochelari, ce este cadou, ia vezi. Ai primit cadou o ramă de ochelari. Păi da, că n-avem ramă, aia e, să mă duc să văd ce e acolo. Și am primit. Dar de multe ori mi-a dat mesaj. Să rugă atenția. Păi zici, trebuie să mănânci și ai zis acolo. Dubu, micul meu. Bă, ia vină cu apă. Bă, când te-am sunat, că l-am văzut cu mașina fără apă. N-am răspuns alinii, n-am mai avea porcar la apă. Vino cu orice. Am luat un porc și am luat un porc. Am luat un porc. Am luat un porc. La botez. Te rog frumos. Aveam cu el, mă stai cu mașina, m-am luat eu cu el. Dacă eu sunt cu bucătarii, îmi lăsai telefonul în mașină. Unde? Cum unde? Unde e bucătarii? La botez. La botez, bă. Am ai tăiat porcii. Mâine. De mâine tăi. Păi nu-i prea devreme. Sâmbătă, bă. Nu, e vor sâmbătă, că nu, e Sandu ocupat, Sandu cel mai ocupat la calafat. Hai, mă. Să facă botez. Pă la care botez tu ești? La curță. Lângă poliție. Aaa, lasă-mă, mă, cu este. Credeam că n-au ăștia la mituși. Aaa, la alții. Aaa, javere. La care, la care? La... Lângă poliție. Aaa, mă, mira pe cum schimbau ăștia data, că n-au programat și atâția lăutari. Sâmbătă la nu asta la altă. Nu-l pe Sandu Ciorbă. A, bun. Dacă tu mănânci varză. Da. Alex. Am pus și muștarul pe masă. Vezi? Ce soacră? A, serios. A, luat, pe lea. M-a copiat și a luat 3 roșii în camin. Da. Da. Poftă bună, David. Poftă bună. David. Hai să le drumul. Uite fanele lui Anca, pupă-le. Erau înghețați și să facă mai bine și la ce. Pe lume, bine. Ia uite cum a zis pe mine aia cu fernați prăjit și om vă mai eu. Da, da. Sunt tipul ăsta, mai copiat. Topul de pe lume. Ce? N-am mai copiat. Dar chiar a ieșit șmecherul. Nu s-a făcut spui, m-am copiat. Bă, vezi că ești prin cine și om prin cine a copiat. Băi, ce să mai încheiem aici vlogul ăsta, să vedem al doilea micul din jun, micul jun. Vă pupăm, vă dorim o zi frumoasă și ne vedem mai târziu, pa, pa. Să duc să te fă vărzăm, vă de slăbeală.